Este o situație dramatică. Asta spune directorul general al Complexului Energetic Hunedoara despre situația financiară a societății. Datoriile sunt de ordinul sutelor de milioane de euro. Constantin Jujan spune că nu a solicitat un audit pentru că nu vrea cheltuieli suplimentare. Am preluat o situație dramatică, mai mult decât mă așteptam, în ceea ce privește datoriile comerciale și relațiile cu principalii furnizori. Auditul acesta pe care l-ați cerut a început deja să... Nu. Deci n-am contractat încă o firmă pentru audit. Se merge pe un management de criză și prudent în perioada următoare. Deci nu angajez cheltuieli pe care nu pot să le onorez, având în vedere datoriile din spate. Tot în această perioadă, conducerea societății analizează și posibilitatea de a reduce salariile. Avem în vedere negocieri cu partenerul de dialog social pe orice reducere de cheltuieli. Complexul energetic Hunedoara are datorii de sute de milioane de lei către furnizori, dar și către bugetul de stat.